Și acum sunt la firma Boot. Boot. Să vedem cum ar trebui să arate o mașină de lucru a electricianului. Și luăm și o cărticică promoțională. Are aici o grămadă de dulăpioare, modele și tot felul de sisteme de prindere în interior, dulăpioare, rafturi, tot felul. O să mergem și la mașini, că avem aici câteva mașini. Cam așa ar trebui să arate pentru un electrician o mașină. Ia să vedem. Aici e un sistem de cutii. Este un pic mai mic. N-are treabă cu electrica. Sau poate că are, da. Tot felul de sisteme. Să vedem, să vedem. Poate, poate. Ah, nu-i prezenta nimic. A, aici este firma Boot. Boot. So. Da, aici este un păpuc, o mașinuță mai mică, în care avem Aso, did you clap here? Super mega interesante dulapurile astea cu Aso. Aveți toate posibilitățile aici, să puneți orice, se închide frumos, nici nu trebuie să o mai iei, dacă vrei să o iei, dacă nu, nu, o împingi la loc, clic. La fel și asta mare. S-a închis. Pac. Avem și placă de lucru, ca să spun, albai plate. Soldă șaibă, ia. Pentru scris, pentru lucru, o tablă, un dulap mare. Super. Și altele mai mici, aici. Ia uitați. Ce interesant cât se deschide. Aha, so lung este. Ia uitați aici ce dulap, interesant, un pardoseală. Și un banc de lucru care se scoate și uite ce putere are, stă domnul pe ea. Ca ni filme unde m-a lăsat să-l filmez și la față. Ne prezint aici de la firma Boot. Ce banc de lucru și mega șranc. Asta e super. Am zis ale for so eine groß. Alles. Für jedes Auto, für Kombi, für solche Größe, für Großraumfahrzeuge, egal. Ok. Ia uite și la sertarul ăsta cât e de lung. Ha! So lang. Și sunt două aici. Și Boot. Geante de scule. Kann ich hier? Ja? Dankeschön. Bitte. Die Video geht zum YouTube. Okay. Kann ich machen das? Alles gut. Okay. Wie heißen Sie? Stefan vom Firma Boot. Genau. Dankeschön. Bitte. Și aici, în partea cealaltă, avem un alt dulap mai mare, care iarăși vine așa mult afară. Asta e super für electrică. Für alle. Für alle, instalatoare în alle. Für alle, Bau, Heizung, Sanitär, egal. Ja. Așa. Ah. Aha. Super. Ok. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss.
mega drăguț, prezentarea omului mi-a, fără să fie, m-a și lăsat să-l filmez. Avem aici și un... Da, interesant. Interesant. Cea mai tare mi-a plăcut chestia asta aici, laterală, unde poți să tragi. Ia uite cât iasă. Ia uite cât vine. Impresionant. Pac, pac, și bancul ăsta ridici de el sus și iasă în afară. Foarte rezistente, poți să iei pe el, nu se întâmplă absolut nimic. Mega. So. Mega dulapuri pentru mașinile de lucru scule. Foarte fain. Și aici poți agăța diverse, poți să-ți faci un... Poți să bagi și genți, poți să bagi tot felul de chestii. Cabluri, ce vrei. Mergem mai departe. Bun, aici suntem la standul celor de la MBS, iar în partea cealaltă la Iocari, o să mergem și acolo, să vedem ce au domnii de la MBS, Energie Schnell und Messen, sisteme de măsurare. Da, din cauza neonilor, LED-urilor astea, nu se vede ca lumea. Tot felul de senzori, tot felul de sisteme de măsurare, transformatoare și alte nebunii. Se vede un pic cam greu din cauza LED-urilor. A sistemului de iluminare, da, de sus. Yeah, das sind die Fußwinkel, die wir haben. Ah, okay. Und die sind dafür da. Also die kommen in diese Geräte. Und jetzt ist es so. Wunderbar, sehr gerne geschehen. Da ist der și încele cu cablurile astea. Leute, ne? Sind Sie am filmen? Ja, das ist pe YouTube. Dankeschön. Das ist super schön, das ist interessant. Rohgasgespulen, ne? Rohgasgespulen. Was ist das? Das ist der Umrichter, um das Signal auf 1 Ampere nachher umzurüsten. Der Vorteil bei der Geschichte ist, dass ich 3 Wandler hier raufsetzen kann, okay. 3 Rohgasgespulen und dann das Ausgangssignal mit 1 Ampere habe. Und ich nur noch einen Umrichter habe. Okay, danke schön. Bitte schön. Interessant. Ja.
Bayerisches Achterhofrestaurant. Ich kann ja die Schnauze nicht folgen. Das pentru industrie mai mari. Să luăm și o cliantă din asta. Dankeschön. Das ist nur von Industrie, ja? Sind nur Produkte nur von Industrie? Das sind hauptsächlich für den Industriebereich, richtig? Ja. Das sind ja Mittelspannungswandler für hohe Ströme. Okay, danke. Și acum mergem la cei de la Iocari. Să vedem ce au aici. Bineînțeles, multe produse care le știți, probabil unele care nu le știți. Acum mergem la cei de la Phoenix Contact. Phoenix Contact, să vedem ce au aici, bineînțeles, știți și voi. Clamele de prindere, bineînțeles, toate tipurile de monede. Halo! Can you film ne ia? Dankeschön! This is for YouTube. Aici avem un bloc de cleme pe piramidă. Bineînțeles că o multitudine de cleme. Phoenix Contact, mega firma. O mulțime de produse. Ia uite aici. De cleme. Was ist etwas Interessantes entdeckt? Ja, was ist das hier? Ein Sicherungshalter. Sicherungshalter. Ach so, ja. Für Sicherung ist das. Okay. Standrein und eine Kompensator quasi. Okay. Interessant. Kannst du mir da nicht wieder was machen? Kann ich mal wieder.
Fotovoltaic. Protecții pentru fotovoltaice cu clemele. Și aici avem SPD-urile cu boșcanul și Ich war jahrelang selber mal so ein halber Ableiter. Și aici avem la protecție, la supra-tensiune pentru semn fotovoltaic cu un separator. Un Grüßgott. Blitzschutz. Was haben Sie denn im Portfolio für Blitzschutz? Mit Blitzschutz meinen Sie? Photovoltaikanlage. Okay. Also, alles. Es geht ja darum, dass Sie... Dankeschön. Și bineînțeles și spulele de la... Am văzut aici ceva interesant. Niște spule super interesante. Am un catalog. Am zis un catalog? Bob? Dankeschön. Kann ich nehmen, oder? Nein, aber wir können hier lernen, Das ist für YouTube. Ich habe einen Kanal von YouTube und mache das von YouTube. Und die ganze Messe hier. Thank you.
Wir stellen das selber her, natürlich. Wir sind Hersteller. Und wir, sind auch, wir haben auch die Systeme dafür. Also wir stellen auch diese Kontrolle. Genau, richtig. Also letztendlich in unserer Fabrik in Pyrmont in Ostwestfalen stellen wir die Sachen her mit der Technik. Also die SPS baut sich selbst sozusagen. Aici avem o stație de încărcare. Serie di risorse di alimentare. SPD-uri, diferite tipuri și pentru diferite instalații. Thank you.
umsteigen, wenn nicht, da ist es so. Așa ceva m-am luat. Sunteți obișnuiți, am montat destule, v-am arătat. Monta și așa ceva, și așa ceva. Modele pentru lămpile de avarii cu pictogramă de la firma Olympia Electronics, o firmă grecească, am văzut pe doamna vorbind grecește, ceva produse de la ei. De la Alpha Tech. Da, tot aceeași problemă cu lămpile. Cei de la Alpha Tech au stații de încărcare auto duble, deci pe ambele părți. Asta ați mai văzut la mine, am montat așa ceva de la altă firmă. Aici avem tot dublu de alt gen. Avem și un tablou de distribuție aici și cu busbaruri. Avem wenn sagt du etwas für diesen Schrank, ja. Ist das ist ein YouTube Video. Also nee, YouTube Video war bei dir nicht. Okay. Also mal nur Videos, okay. Okay. Aber wenn Sie irgendwelche Fragen zu irgendwas haben, dann dürfen Sie sich schon melden. Okay, danke sehr. Cele trei faze cu sistemul de în care se introduc siguranțele în H, după care se ridică sus. Wie kommt raus? Normalerweise. Ach so. Aha. Und hier kommt die Rasierung. Ja. Rein. Hier die Sierung einsetzen und dann wieder rein. Hier rein und dann. Ja. Wenn man so von hier trifft. Schnell. Okay.
Und die andere ist für Haus oder? Was? Ein Schrank. Zellerschrank. Zellerschrank, ja. Für außen. Für außen, für Außenbereich. Avem aici așadar un cellerschrank, cum spune, un tablou cu contoarele, unde vin contoarele. Asta se montează afară, tot de la Alphatec. Asta vine montat afară, acolo vine partea de desubt pe un suport de beton, undeva în pământ. Și de aici, asta am vrut să vă arăt. Nu știu dacă pot să-l dau eu jos. Că dau ușa jos. Să vedem dacă pot filma. Aici avem hacul nostru în interior, unde vin siguranțele în H. Și, după cum vedeți, clema unde vin conductorii noștri. Penul și cablul de la împământare în partea de sus. Aici, în partea asta, deci, în partea de jos, două cabluri, penul și cablul de la împământare și în partea de sus, PE-ul și nulul, separat, pe o singură clemă. Și în partea asta, la altă, siguranțele H care merg sus, separator. Aici avem, să vedem ce avem, într-un ochelare ceilalți. Avem un selectiv Leistung Schutzschalter, asta e cu cheie, fiecare fază independentă. Este ca și SLS-ul, sunt ca și SLS-ul, dar asta este SH-ul de la Siemens. Și face același lucru ca și SLS-ul, doar că ăsta e selectiv, uite, și cu semnul selectiv, își lasă MCB-urile dinainte și protecția dinainte, de după el, să reacționeze. Primul ăsta are o întârziere. Foarte, foarte bune. De aici te duci în... Deci odată separat, să nu mai fie discuții, odată după ce te-ai separat, te duci cu fazele N-ul și PE-ul. Mai departe, fazele trec prin asta, merg în contor și din contor se merge în... mai departe spre RCD și spre MCB-uri. Iar un țelășanc, ăsta e pentru acasă, oamenii în casă au așa ceva, ați văzut la mine montate așa ceva pe cum mi-a prezentat. Key Electric, SPD, un SLS de la ABB, SPD, ăsta e pentru APZ, pentru... De aici merge în țelă, în contor. Și din contor mai departe sus și mai departe acolo, pe protecții. Se auzi? Ich mach das für YouTube. Ok. Ich bin electric, und das ist YouTube-Kanal. Für electro, nu für electro. Wie der Name? Electric Life. Ok. Și am ajuns și la cei de la Rumpotec. Aveam și o prezentare acolo pe un monitor. Cum se trage cablul. Thank you.
multă lume. Avem și Robin Hood aici. Da. Sticuri. Nu vine și astea mari pentru distanțe mai lungi. Cameră de vizionare. Și se face demonstrația cu lea, să mă duc să văd și eu. Aici aveți pentru tamburi mai mari, pentru role foarte mari de cabluri. Sistemul ăsta. Oder heute, wie es meistens ist, weil es die meisten, wenn es jetzt hier in Wasser war, noch heute habe oder was ist, dann geht es eben die ersten drei Wochen, wenn die Musik nicht ausnehmen. Avem niște produse aici de la Mersen. Uite, asta mi-o pun eu la... Siguranța asta o pun eu pe lumini. De ce nu? Că și alea care le vedeți voi de C35, alea sunt inutile la 3 becuri. La fel ca și cu asta. Și avem aici de la Mersen, iar protecții la supra-tensiune. Aici avem pentru protecția la supra-tensiune SPD-uri pentru fotovoltaice. Conectorii M5 de ieșire, la fel. O grămadă de... Unde l-am venit nimeni? Dar acolo nu-i folosim mai. Ești mai pe video pe YouTube, pe mai canal. Ah, ok. Perfect. Präsentieren, was ist das? Ja, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Nein, glaube ich nicht. Das ist für Photovoltaik, ja? Das? Das auch. Das auch. Zwei, vier Stream. Oder zwei Stream. Acht. Ja, vier. Zwei Stringe. Zwei Stringe. Das heißt plus minus. Ach so, zwei Stringe, das sind zwei SPD. Das auch. Ah, das sind Sicherung. Das sind auch für Photovoltaik. Ja. DC 1000 Volt, 40 Ampere. Gibt es noch eine Nummer größer bis 1500 Volt DC und auch 40 Ampere. Und das ist für was Signal? Das ist ein Meldekontakt, wenn einer der Überspannungs kaputt ist, aus, dann schließt der Kontakt oder öffnet, je nachdem ist der Wechsler und gibt eine Meldung raus. Aha, ja. Dankeschön. Sehr gerne. Kann ich nehmen eine... Selbstverständlich. Opa, hoppala. Schauen Sie, machen wir so. Danke, danke schön. Danke. So. Messen. Ia să vedem dacă mai au și alte produse pe aici. Cei de la Mersen au aici ceva. Da. Pentru siguranțele în H. Sistemul de vertizare în cască se arde de una.
Și acolo vin siguranțele în H, după care se închide. La fel și astea mici. Astea sunt individuale. Sunt deschis toate. În fiecare busbar. În fiecare fază. Mergem la cei de la Pullman. Au ceva foarte interesant aici. Sisteme de prindere, treme, tot felul de sisteme de prindere, de busbaruri. Ja. Niște radiatoare la Frico. Hast du einen Chicken zu Hause? Unterlagen. Ich bin nicht Firma, ich bin angestellt. Ach so. Ich mache die Video für YouTube. Das ist nur für YouTube. Für meinen Kanal. Okay. Ich weiß die Firma. Ich habe gearbeitet mit so Produkten. Ich habe zu Hause sowas. Okay. Das ist super. Dankeschön. So, ich habe einen Busbauer. O mulțime de busbaruri, de toate tipurile și mărimile, care, apropo, astea nu sunt tăiate, așa sunt ele. Da? Hai să vedem cu ceilalți ochelari. Avem 1, 2, 3 fazele, da? Și găsim. Mulțumesc. Și aici la fel.